A fost deschis un nou an universitar la Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țialadin Georgescu a fost prezent pentru a le ura succes în viața de student celor care pășesc pentru prima dată în lumea academică, dar și celor care se află în anii superiori sau la studiile de master. Invitați importanți ai comunității au participat la acest eveniment deosebit ce marchează un nou pas esențial în parcursul educațional. Alături de cadrele didactice și personalul administrativ, studenții din an superior și mai ales bobocii, însoțiți de cei dragi lor, ce prin valuri de emoție prilejuite de începerea unui nou capitol important din viața lor, abia au așteptat să-și cunoască profesorii și colegii. În octombrie 2004 se înființa Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin. O năzuință veche a celor care au pus bazele învățământului superior. Deschidem astăzi la Drobeta Turnu Severin anul academic cu numărul 77 și ne bucurăm să primim în rândurile noastre peste 7.000 de boboci la Universitatea din Craiova, dintre care aproximativ 800 aici. Am demarat un amplu proces acum câțiva ani de zile de reabilitare și de modernizare a infrastructurii educaționale, de cercetare și sociale. În urma parteneriatului dintre Universitatea din Craiova și Consiliul Județean Mehedin, și vreau să-i mulțumesc și domnului președinte Țialadin Georgescu, va fi reabilitată baza sportivă. În cadrul festivității a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedin, Țialadin Georgescu, acesta având tot respectul și aprecierea pentru conducerea Universității din Craiova, pentru faptul că susține activitatea universitară în județul Mehedin și este în permanență preocupat pentru diversificarea specializărilor pentru studenții mehedințeni. Domnul Prezidiu, distinsă cadrul universitare, da, studenți, stimați invitați. Vă spun și eu bun venit în noul an universitar și bun venit în viața de student, celor care pășesc zilele acestea pentru prima dată în lumea academică. Onorate cadre universitare, pentru domniile voastre, un nou an de muncă și, sper eu, de împlinire profesională. Pentru că formați, din punct de vedere profesional, oameni de calitate pentru județul nostru, vă transmit respectul și admirația mea tuturor. Avem nevoie de profesioniști și, în mare măsură, de modul în care dumneavoastră vă faceți meseria, depinde viitorul acestui județ. O spun de fiecare dată pentru că îmi doresc din tot sufletul ca absolvenții Centrului Universitar din Drobeta Turnu Severin să rămână în județul nostru. Pe de altă parte, vă asigur de sprijinul Consiliului Județean Mehedin în orice considerați că vă putem sprijini. Nu închei înainte de a mulțumi conducerii Universității din Craiova pentru susținerea activității universitare în județul Mehedin și pentru preocuparea continuă de a diversifica specializările pentru studenții mehedințeni. Vă urez tuturor un an universitar de succes! De asemenea, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, prezent la eveniment, a subliniat rolul important pe care Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin îl are în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității. Mulțumim conducerii Universității din Craiova, cadrelor didactice, pentru implicare, pentru modul în care înțeleg să sprijine comunitatea. Este, spuneam, o oportunitate, dar în același timp și o bucurie pentru noi să vă fim alături. De fiecare dată ne-ați cerut ajutorul, o să fim în continuare, pentru că cei din sală sunt copiii noștri, sunt partenerii noștri, sunt severineni, mehedințeni. Consiliul Județean Mehedin sprijină centrul universitar și, pe lângă construirea unui teren de spor necesar activității, pregătește un proiect comun pentru reabilitarea clădirii. Studenții noștri sperăm că și la Severin se vor implica și în comunitate. Pregătirea pentru viață nu înseamnă doar să învățăm carte, ci să devenim și buni cetățeni, să știm cum să ne comportăm în comunitate, să ne facem reciproc viața mai frumoasă. Noi încercăm, pe partea de formare a competențelor și abilităților, să facem atât cât ne pricepem pentru toți studenții noștri. Domnul președinte Țialadin Georgescu, care este un exemplu de eficiență, rar întâlnești oameni care să facă atât de mult cu atât de puține mijloace, consideră că noi ne-am îndeplinit până acum misiunea și ne investește cu încredere pentru viitor.
Cadrelor universitare care își desfășoară activitatea la Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin li s-a urat un an nou cu succes și împliniri profesionale, deoarece acestea formează o nouă generație de specialiști de care depinde viitorul județului Mehedinți.